Gerul și ninsoarea care au pus stăpânire pe România provoacă în continuare probleme. Zeci de drumuri și mai multe școli și licee sunt în continuare închise, iar sute de mașini sunt încă blocate în zăpadă. Acolo unde utilajele de dezăpezire n-au mai făcut față, au intervenit și șenilatele. Doi copii au murit după ce o mașină a derapat și a intrat într-un copac, iar la Vaslui o femeie a născut acasă pentru că ambulanța a rămas blocată în Troiene. La Răcăciuni, în județul Bacău, doi copii și-au pierdut viața într-un grav accident rutier. Mașina condusă de un bărbat de 28 de ani a derapat, a intrat pe contrasens și s-a izbit de un copac. Autoturismul în care se afla o persoană, 4 adulți și 4 copii, nu era echipat cu anvelope de iarnă. În Maramureș, și 4 cetățeni israelieni au rămas înzăpeziți pe drumul județean 109F, ce face legătura între localitățile Cavnic și Strâmbu Băiuț. În ajutorul lor au venit jandarmii montani care i-au redirecționat către o altă rută. În Brașov, pe timpul nopții, temperaturile au ajuns și până la minus 16 grade. Cei mai afectați au fost șoferii. Viscolul a creat probleme și în Vrancea. O localitate a rămas complet izolată, iar circulația pe mai multe drumuri din județ a fost restricționată. Drumarii au fost nevoiți să acționeze continuu pentru a dezăpezi șoselele. Din cauza poleiului, zeci de șoferi au rămas blocați pe un drum județean din Mehedinți. Vremea face ravagii în țară, iar autoritățile au fost nevoite să ia măsuri de urgență. Meteorologii anunță însă că vremea nu se îmbunătățește. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat cât mai ține valul de ger în România. Vorbim de o perioadă mai rece decât în mod normal. În această dimineață au fost actualizate alerte meteorologice. Informarea meteorologică rămâne în vigoare până joi la ora 10. Ne așteptăm ca minimele termice să coboare până la valori de minus 21-20 de grade, în special în estul Transilvaniei, iar în noaptea de miercuri spre joi, îndeosebi în zonele estice și centrale, până la minus 16-15 grade. De asemenea, până în această seară la ora 23 mai rămân sub incidența avertizărilor meteorologice de cod galben, sudul Moldovei, Dobrogei, jumătatea estică a Moldovei. Deoarece rafalele de vânt vor depăși în continuare 55-70 de kilometri pe oră și vor fi perioade în care intensificările de vânt vor fi asociate cu ninsori slabe. Din punct de vedere termic, ne așteptăm ca episodul să dureze cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni, când în continuare, chiar dacă joi, vom constata o ușoară creștere pe parcursul zilei, cu valori la nivelul maximelor pozitive de până la 5-6 grade. Din păcate, vineri din nou vremea se va răci și sâmbătă devenind geroasă noaptea și dimineața. În continuare, vom avea minime foarte coborâte spre minus 14 până la minus 4 grade la scara întregii țări. În perspectiva precipitațiilor, observăm deja o diminuare, astfel încât rămâne de interes vremea geroasă noaptea și dimineața, până la sfârșitul acestei săptămâni, a mai explicat directorul ANM, relatează Antena 3.ro.